Bugetul pe 2019 al municipiului Curtea de Argeș a primit încă o lovitură cruntă. După ce anul trecut cei mai mulți bani adunați la buget la capitolul venituri proprii din taxe și impozite au fost folosiți pentru salariile mărite ale angajaților administrației locale, de la 1 ianuarie aceștia mai beneficiază de niște bani, de câte aproximativ 300 de lei pe lună pentru hrană. Începând cu 1 ianuarie 2019 se va acorda indemnizația de hrană în limita a 2 salarii minim brute garantate în plată pentru tot personalul din municipiul Curtea de Argeș, personalul bugetar. Suma care va fi plătită din bugetul local al municipiului Curtea de Argeș, din taxele și impozitele locale, nu este deloc mică. Se ridică la 11,2 miliarde lei vechi. Și pe lună suma cât este pentru fiecare bugetar? 346 de lei pe lună. De acești bani vor beneficia 270 de persoane care lucrează la primărie, la serviciul public de gospodărie comunală, la serviciul public piețe, târguri și oboare, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor și la direcția de asistență socială.